Bă, ne-am întors cu Ark Ascended. Nu știu dacă e episod, nu știu ce e, că nu e serie. Încercăm și noi noua hartă, The Center, hartă pe care n-am jucat-o nici pe Evolve. Hai să vedem ce iese. A, dar stai că au moduri. Base Protection, nice. Poate facem serie pe server, pe PvP. Până să încarc asta, am timp să vă mulțumesc pentru peste 2500 de vizualizări la ultima piesă. De fapt, prima. Ar fi cam prima, cu videoclip și cu tot ce trebuie ca lumea și cu vocea puțin mai lucrată. Atât am reușit să scot din microfonul ăsta de 50 de euro. Pentru cei ce n-au ascultat piesa, o să vă las link în descriere dacă vreți să aruncați un ochi acolo. Ar fi nice. Dar pentru cei care au ascultat-o, bă, sper că v-a plăcut. Și mai avem încă una deja terminată. Trebuie să-i facem videoclip și astea. E mai de vară așa. Aș putea să vă las puțin din ea. Oh no, a venit din nou vara. Cu lăzile de bere începem să clătinăm scara. Richter, așteptăm să se lase seara. Să stingem soarele cu berile re și chitara. Gata, gata, prea mult. Bă, și mai e ceva, fiți atenți. Vreau să facem o scurtă pauză de la începutul clipului, ca să vă prezint pe cineva. Hei, tu, da, tu, cel care urmărește acest videoclip stilat elegant. Ia o pauză și lasă-mă să-ți captez atenția pentru câteva secunde. Numele meu este Xali și sunt un micuț creator de conținut cu o comunitate de puțin peste 1000 de abonați. În general, mă joc jocuri survival, gen Rust, Ark, Tarkov, dar și multe altele. Dacă crezi că ce fac eu poate fi pe placul tău, te aștept să dai un ochi peste conținutul creat de mine și dacă îți place să te alături poate și comunității mele. Dar până atunci, să revenim la clipul lui Tizo. Și nu uita, like, share, subscribe. Doamne ajută. Easy, easy, Tropical Island, ambele. Nice. Îi dăm aici pe mid. Ciudat. Avem photo mode-ul. Ah, și nu se oprește nimic. Nice. O să trebuiască să ne mișcăm puțin mai repede, că e server PvP și ar trebui să ne facem o bază undeva, dar nu știu locuri de bază. Așa că începem cu începutul. Adunăm pietre, adunăm lemn și ne facem o bază mică. Resurse cam puține. Problema e că deja murim de cald. Gata, nu mai murim de cald. Ce-i cu cețușca asta aici? Ce-i... flutur. Un flutur negru. Unde te-ai dus, mă? Stați, mă, nu fiți proști. Uite, bă, era să mă omoare ăștia. Mă bucur că față de alte servere au lăsat stamina puțin mai ok. Că am mai jucat pe niște servere, bă, dacă fugeai cât am fugit eu acum, era de mult stamina jos, de două ori chiar. Trebuia să facem noi mai repede videoclipul ăsta cu The Center, când a ieșit. Am stat în noaptea, am stat până la 5 dimineața când au zis ei prima dată că trebuie să dea release la DLC și n-au dat. Și am zis, ei, ba, pula, facem altă dată. Și m-am apucat de scris a doua piesă și de-aia nu prea mai avut timp să și editez clipurile astea. Dar nu ne lăsăm. Noi avem canal de gaming. Treaba asta cu ce cântăm e side job. Hai să punem o flanea pe noi. Un ilic. O bundiță. Pe Fortitude aș vrea să pun, mă, ca să nu mai murim de cald și de frig mereu. Mergea și explorat puțin, că poate găseam un cave. Hai să omorâm niște păsări dodo pentru piele. Iar fluture, bă. Care-i treaba cu tine, dragole? E doar estetic. Cred. E bine că nu prea e lag. Bine, și la început. Nici nu cred că e lume așa multă pe server. Erau doar doi când am dat eu. Se tot lăguie, mă, se randează mapa. Că n-am intrat niciodată pe ea. Bă, așa la prima vedere, îmi pare super șmecheră. Ca orice altă hartă nouă pe care... Ia! Mersi, băieți. Mersi, băieți, dar nu. Nu vreau ceartă cu voi. Sau vreau. Nu vreau, că sunteți 126. Ok. Ne-a dat 100 punctul ăla. Nice. Mai punem unul. Ce-aș vrea eu e să ajung în partea aia, mă. Dar cred că e cale lungă rău de tot. Cam lăguie în gl. Dar sper că e din cauza că sunt eu nou pe harta asta. Și nu e de la server. Ii, mă! Bă, sunt orice ăia mici. Nici nu știam că e modul băgat pe server. Nu-i bine, man. Trebuie să facem altceva. Fiți atenți, facem o bola. Și găsim neapărat un parasaur după aia. Să ne deplasăm mai bine pe lângă ei. Ce nivele mari au ăștia, o. Te deranjează? Mamă, ăsta are 162. Care-i treaba cu fluturii ăia, mă? Dacă știe cineva, să-mi lase și mie în comentariu. Eu acum trebuie să dau tare și pe nivel, mă. Că nici măcar nu putem să luăm sedul pentru parasaur. Îmi place serverul ăsta la statusuri. Chiar le-au făcut bine. Echilibrate, chiar în avantajul playerilor. Avem nevoie de niște fundații puse repede. Hai să mai luăm niște teci. Facem niște fundații. Că faci mult mai multă experiență când construiești. Ce? Poți să pui așa? Nu știam.
That's a new one for me. Hai pe astea să le ascundem aici în pădure. Să punem pe ele să craftăm niște narcotice. Să nu cumva să vină vreun după plajă să ne vadă. Ok, nivele. Doar unul? 250 ne pune la greutate. Bun, parasaur și bola. Am ajuns unde am dorit. Ne facem și o ploscă de apă, de fapt pentru apă. Facem și mortarul. Și era bine dacă făceam și o bâtă, deci mai luăm niște fibră. Să facem și pasta, până facem narcotice. Ok, hai să căutăm un parasaur acum. Erai bun și tu, dar de unde nivel să te călărim? Găsitul am. Luăm pe ăla de nivel mai mic, să pice mai repede. 3. Tu. Nivel 12, tu ești alesul. Ok, și noi continuăm cu vânatul. Ce repede își dă tame. Nice. Punem și saddle-ul pe băiet. Altceva. Mă simt în siguranță. Ne mișcăm puțin cam greu. Mi-e așa îmi pare că ne mișcăm puțin cam greu. Andra Irina se joacă și ea arc. Filmează ștrudela. Bun, 320, 400. Un 90 așa aproximativ îi dă de HP în plus. Per point ăstuia. Dar e bun pentru a aduna narcotice oricum. Cel puțin la început, decât să adun cu mâna. Și nu narcotice, narcoberis, scuze. Problema cu e unde mergem. Să ne facem și noi baza. Ia uite cât am descoperit. Cred că pe acolo e bine. Hai pe acolo. Nii mă cât sunt aici. Putem să-l schimbăm oricând pe ăsta. Ia uite tapajera de ăla sau contract să nume. Da, da, tu. Eu, ăla fuge de ceva. Hai să ne îndepărtăm de ceea ce fuge el. Nii raptorul. N-avem o șansă. Dar dacă mai aveam o bola, putem să mai facem una. Nu, ce n-avem? Teci. Cum să n-avem dacă facem imediat? Și încercăm să prindem raptorul. Crafting. Dar oricum îți trebuie nivel 21 pentru să ghezi de alea ce vreau eu să fac. Stai aici, băiete. Că eu vreau să fac o nelegiuită. Vreau să fac o necuvincioasă. Pe aici e să cirba. Uite-l. Bă! Hai să vorbim despre Isus. Nu? Am panicat puțin că nu pare că leșină. Fugi puțin, fugi puțin, fugi puțin. Hai mă, vino. Vino să-ți dau restul. Tu când, pula mea, ai venit aici? Unde s-a dus scârba aia, mă? Că fugea de mine, semn că era acolo așa cu torpiditiul, unde trebuie. Nu-l mai văd, domne, nu-l mai văd. Dus pe aici la măsa în pizdă. Uite-l. Hai mă, ce... Bă, mie de-aia mi-a fost frică de tine, mă, să fugi tu de mine. Și acum mai găsește-l, mă, în stufărișul ăsta. Chiar așa de tare i-am dat bâtă, mă, să fugă în halul ăsta. Marcel, unde te-ai dus? Ce bine era, bă, dacă stătea aici pe plajă. Și acum vezi că vine să mă întrebe cât e ceasul. Și o să-i zic, e timpul să suși pula. Nu vrea, mă, să mai vină. E pierdut. E pierdut în stuf. Nu fi prost, ce pula, mă. You've been poisoned. What the fuck? Și n-am mers să... Futu-ți morții, mătii. You've been impaled. Nima altul. Bă, dar am trecut pe aici, nu erați. How the fuck-ul meu?
s-a întâmplat asta. Bă, și vin. Na, trebuie să eu, n-am stamină, trebuie să stau. Încercăm pe aici. Să îi păcălim, să ajungem înapoi la Parasaur. Ce panică am și în apă. Nici nu vă imaginați. Ce dă ăla acolo. Eu te și... Bă, du-te mă în morții, mătic, am folosit boula. Voi îl vedeți, mă, acum. Acum, mă. Mai are puțin și intră în apă după mine și cât l-am alergat. Du-te în morții, mătii. Sper să te omoare ăia. Mie că vin proști ăia. Hai să încercăm. Da, uite-l, iar alergă ca prostul. După ce nu trebuie. Și aia pe acolo. E un cas pierdut, mă. Aia-s puternici, eu nu știu ce HP au. Mai dau niște HP-ție. Ok, hai să ne deplasăm. Uite că ăsta era safe aici. Cred. Mai e în pulă. 163, fugi, mă! Fugi, mă, că ne rupe! Vai de pula mea, aproape mort ăsta săracu. Trebuie să ne riscăm, bă. Trebuie să... Nu ne riscăm, că... Văd că nu vine în apă. Prostul. Prostul acela. Uite, bă, ce mi-a prăpădit dinozaurul. Acest mod PvP este puțin cam PvE. Reușim să... Nu reușim. Păi și tocmai am zis că e ăsta în siguranță acolo. L-am luat și noi pe cel mai prost după raft. Normal că a murit. Tu să stai acolo, că nici nu vreau, mă, nu vreau. Nu vreau să te văz. Cu Z? Nu cu D, nu vreau să te văz. Măcar să regenerează ok, iș. Dinozaurii. Facem o traversare de urgență aici. Bă, dar un drop n-am văzut, mă, până acum. Mișto zona aia acolo, cred. Sus. Aș vrea sus acolo. Hai, mă. Hai, mă, dă-o în pula mea de treabă. Dă, Iisuse, să ajungem. Prin puterea Domnului. Doresc a străbate această distanță în siguranță. Poți? Poți, cum să nu poți dacă poți, normal că poți. Puterea Iisusului ne-a ajutat. Acu, nu știu dacă o să trecem noi de ce se întâmplă pe acolo prin păduri până să ajungem sus. Că sigur nu e o zonă safe, dar vom vedea. Mai avem mări și țări de trecut, văd. Nu? No? Suntem safe. Ok. Măi, ce liniștită pare apa asta. Și acum apare un rechin. Deci îi facem pauză pe mal și după aia îi dăm direct în față și cu stânga până ajungem acolo sus, ok? Ok. Pe Gomastax să vă dau daia, cum îi zicem la aia, mă, la degetul din mijloc de la mână. Și pelican la fel. Sunt cam mulți, mă. Deci nu ne mai odihnim chiar aici. Bă, dar-s mulți! Nici nu m-am mai odihnit. Nici bă că m-a ocolit raptorul ăla. M-a văzut năcăjut. Și m-a lăsat să trec. Nu mai am stamină. Urcă-te pe ăsta, că de-aia am venit până pe el să te urci. Îți revine stamina. Ăla-i Trodon. Îți revine stamina și a revenit și îi dăm blană iar. Încercăm să parcurgem o distanță cât de lungă posibilă. Dacă e să moară ăsta, dă-știa. Nu! N-ai mă unde să te duci. Orice ăștia sunt măgății până amăt. Nu te bloca, nu fi prost! Don't be stupid in the head. Nu mă duc bine că dau iar de apă. Trebuia să fiu sus. O fi sus, ce-mi faci tu mie. Opa! Găsit-o, am ceva nice. Cumva am găsit loc de bază. Hai să vedem. Poate nu-i ocupat și poate merge să construim acolo. Cine mă atacă-i prost rău de tot. Bă, da, prost rău. Uite, acolo sus voiam, mă. Am ocolit toată chestia, tot ce-mi trebuia am ocolit. Dacă îi dăm blană spre locul ăla, să văd cum urc și aici, cred că tot pe stânga, așa pe aici. Câteodată aș vrea să fie mai simplu acest joc, dar îmi place și când e super dificil. Și da, aici se înfundă, deci pe acolo trebuia.
Ne întoarcem. Stai să facem stamina full și îi dăm iar blană. Îi dăm blăniță. Era bun raptorul ăla, că ăla fuge tare. Și ce credeți voi, că nu mai dăm de niciun pericol pe aici? Să credeți voi. Nu-i bine. Nu-i bine. Hai că-ți iau animația în pulă, merge odată. Mă! Unde dracu am ajuns iar? Ia-i să sărim, mă, puțin. A, e bine, bă! Am ajuns unde trebuie. Și sunt niște dinozauri care stau. Asta înseamnă că e baza cuiva aici. Nu! Sunt doar niște dinozauri care stau. What the fuck? Pleacă, măi. Păi și... pe aici? Ok. Da, m-am ajuns. The fuck? Nu știu dacă e fix aia, dar avem și cristale. Hai să facem niște fundății, niște alea, să astupăm aici. Ba nu e, mă, că nu e bine. Cu târnăcopul ăsta puteam să iau cristale? Nu cred. Trebuie să-l am pe ăla de metal, nu? Da. Nu e bine, dar... hai să mai stăm puțin aici, m-am gândit acum repede. Hai să stăm puțin aici, să ne uităm la ce avem de făcut și ce putem face. Cum ajungem la chestia aia de safe. White flag protection. Nu are treabă. Mamă, s-o grămadă chestii aici. Habar n-am ce înseamnă astea. Travel backpack. Scooturi. Ula. Bă, dar noi am făcut doar nivel 12 de cât timp jucăm. Chiar în halatul ăsta de greu e. Ok, dă-i mă pe crafting. Dă-i pe crafting. Facem un storage box. Și îi dăm pe fibră după, în continuare. Și facem fundații. Chiar dacă nu o să se mai spawneze cristalele. Hai să facem puțină treabă aici. Până se face carnea asta, mai farmăm puțin. Și mai facem niște fundații și niște alea și niște nivele. Și poate ni se deblochează chestia aia cu protection. Probabil e asta de la nivel 15. Bă, dar ia uite, mă, fire pit astea. Ia, mă, unde sunteți, mă? Fire pit-ul. Eu văd că se face așa, easy. 6. Mă. Da, bă! Ce mai aveam aici? Pă, easy. Table, bla bla bla, wine barrels. Astea nu se fac chiar atât de easy, dar alchimie cu astea. Să dărâmă niște copaci pe acolo. De ce? Puteți să fiți cuminți, vă rog? Oricine ar fi? Nu, serat-o, mama dracu, și ce pula mea, mi-a dat cineva una. Sau mi-am dat eu damage. Dacă vine ăla aici, măcar stai să te duc pe tine pe scări. Era bună la blocat aici. 163 sau cât dracu avea. A venit ăla, n-a venit. Nici să nu vină. Rogulaș. Până facem narcoticele. Hai, mă, încă 27 de secunde. Pe narcotice chiar stăm bine, doar că nu avem nivel 21 să le folosim pe săgeți. Nea, uite-l, mă. Bă, și când o să avem nevoie, nu o să dăm de ei. O să vedeți că așa se întâmplă. Ia, vezi că blochezi aici Ce? Și în aer? Nu știu cum am făcut asta, dar am făcut-o. Bine, fundațiile alea le punem pentru experiență, v-am zis. Și le facem pentru experiență. Ca să putem să facem nivel, bă, 21 ne trebuie sau 20, nu mai știu exact. Să avem și forge-ul și astea de metal și săgețile cu narcotice. Ok. Ne mai trebuie două nivele pentru astea de metal. Astea sunt importante tare. Și avem destul de multe de deblocat la 21. De fapt, la 20. Tai, că iar să târâmă copaci.
La căluț? Nu cred. Nu cred că dărâmă căluț copaci. Nu mă, nu vreau lag. Oprește-te. Hei. De ce am lag doar acolo? Nu mă lasă să mă apropii de copacul ăsta, nu cred. Bă, e lag? Nu e, mă. Doar nu mă lasă să mă apropii de zona asta. Ciudat a fost. Încă e, nu e, are ceva copacul ăla. Ăla s-a blocat. Vorbesc cu oamenii, mă. Dacă vă vine să credeți. Ciudat. Bă, măcar nu mai ajunge ăla la noi. Dinizaurul nenorocit. Server is now stopping for a few minutes. Da, bă, ăsta e finalul episodului, dacă ne-a oprit ăștia serverul. 40 de secunde. Bă, ne vedem în următorul. Mai mult ca sigur, continuăm aici. Când vom intra, o să vedem dacă am murit sau nu. Bine, și dacă am murit, o să ne arate unde am murit. Stai să vedem. A, suntem aici aproape. Și ce să mai zic? Ne vedem în următorul. Peace!